Bună ziua, dragele! Pentru astăzi am pregătit un exemplu de realizare a unei felicitări și am ales ca temă Ziua Mamei. Numele meu este Daniela Tarasă și vă invit să urmăriți în continuare această prezentare. Am ales să lucrez în aplicația Paint și astfel, din colecția Forme, am preluat ca formă inimioara și am trasat o inimioară cu chenar roșu, o inimioară mare. Apoi, tot cu ajutorul acestei forme, am trasat o inimioară mai mică pe care am umplut-o cu culoarea roșie. Am selectat această inimioară mică cu ajutorul selecției dreptunghiulare și cu opțiunea selecție transparentă. Apoi, am copiat-o și am lipit-o în mai multe locuri în inimioara mare. Am vrut să adaug felicitării o bordură și am ales să descarc o imagine corespunzătoare de pe internet, o imagine care să nu fie cu licență. Am găsit o imagine, am salvat-o pe calculator, apoi, într-o altă fereastră a aplicației Paint, am deschis această imagine și pentru că imaginea nu avea culoare, am umplut cu culoarea roșie câteva secțiuni din această imagine. Pentru a utiliza bordura pe care am salvat-o anterior, am deschis cele două ferestre, cea care conține inimioara desenată și cea care conține bordura. Le-am alăturat. Apoi am selectat inimioara din prima fereastră, am copiat-o și am lipit-o în cea de-a doua fereastră, cea în care am și bordura. Nu uitați ca la final să întotdeauna să dați save. M-am gândit că ar fi bine să scriu și cui mă adresez în această felicitare. Astfel că am apelat la instrumentul text. Am scris textul corespunzător, apoi l-am selectat și l-am formatat, alegând culoarea roșie pentru fond și stilul bold. Nu uitați din nou să dați salvare. Înainte de final, am zis că ar trebui să mai adaug un pic de culoare felicitări. Astfel că am adăugat o culoare pentru fundal și am prelucrat din nou bordura, adăugând culoare acolo unde am crezut că este necesar. Pe voi o să vă las să alegeți singur culorile. Înainte de a salva felicitarea ca fiind finală, m-am gândit să adaug niște versuri. Am căutat pe internet o poezie cât mai frumoasă și cât mai sugestivă. Bineînțeles că am apelat din nou la instrumentul text pentru a scrie aceste versuri și am scris textul gândindu-mă că ar sta bine în interiorul inimii. Dragi elevi, acesta a fost doar un exemplu. Vă las pe voi să faceți o felicitare pentru Ziua Mamei cât mai frumoasă și vă doresc succes!